Hai, noroc, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe zona aici, fraților. Ia uite, primez mesaje, forță. Așa? Astăzi mergem prin băi cu droaga, băi, și vreau să vă zic că sunt așa fericit, mă, când plouă, mă. Că, băi, mi-o spală, mă, dar nu e făcută chiar bine, dar, gen, e ok, nu trebuie să mai duc la spălătorie, știi că nu mai arată așa de jegoasă. Fraților, vreau să vă reamintesc să dați și voi pe butonul ăla de like, acolo să facem noi mai multe like-uri. Dacă mai aveți vloguri în continuare din ăsta retardate așa și pline de voie bună, nu uitați să dați un subscribe și clopoțel, că e cel mai important asta, subscribe și clopoțel. Și un share, fraților, și un com la acest videoclip, bam, băgați de repede. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram și pe Facebook, aveți link-urile de la aceste două profile în descriere. O iau pe soră, mi-au pe mama și plec la mecanic acum momentan, dar înainte de asta vreau să vă arăt ceva. Fraților, am câștigat puși de ceva gratis! Ia, 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 le-ai câștigat. Bă, dar dacă mai primesc o groază mesaje de ăștia că leșin aici să moară dacă nu. Cum puteți să câștigați și voi, luați lace și aproape în fiecare, bine, în una din trei pungi găseți una de asta de ceva, frate, sau la alea de ceva, numai că da, am câștigat multe, frate. Uite, nu-mi frate ce e nebun ăla cap, uite. Uitați, căutați promoția pe Google dacă nu mă credeți, ha-ha. Facem vlog, plecăm, fraților, unde mi-e cheia, nu mai știu unde mi-e cheia. Bă, dă cheia. What the fuck, mă, frate, să vezi ce pornire îi dau acum. Tu te-ai pus pa? Eu două. Pornire, ia la pornire. Du-te, ia apă, fugi repede. Schimba apa, fuge, nu. Mâncăm? Mâncăm chipsurile. Ia, dă să le milfez. Bă, dar sunt mișto, uite, vezi? Da. Uite cât a copacul de aici, asta e sursa principală de ghinde. Deci dacă vreți ghinde să luați, să dați la porci, care vreți porci? Uite ce la fălcuiul la... ce e asta, mamă? Dispensar, ce e? Școală? Dispensar? Ceva luați ghinde să dați la porci. Da, ați auzit bine, fălcuiul, da, care nu ați auzit. Fălcuiul, da. Ia vezi, mamă, intră în acțiune, hai, vedem. Adulmecă, mamă, adulmecă. Adulmecă ghindele. Dau căpăcelul? Păi stai că ți-au direct din pom, mamă. Ia uite, o văd eu de aici, pe antenă. Ia ține. Ține că ți-au din pom. Sunt două, ia uite. Ia-le, ia-le că nu pot. Ia ghindilii. Uite mai una aici. Gata. Așa. Păi și ce trebuie cu codița mare? Da. Da. Ia. Yeah. Ia uite, ghinduțele. Cât sunt de drăguțe ele. Ia că să le pun în dosar. Dă-s frumoase? Da. Faci buchet de ghinde? Da. Atât. Băi, dacă am stat tata asta la doctor. Cam mare problemă cu capul tata asta. Dă-s atâta la doctor. Ia și ies, mă, seama cum am. Da, parcă ai fi făcut de mami, uite.
parcă ați făcut de tine, dar nu sunt. Dar nu te-am făcut eu, că eu nu eram acasă când te-ai născut tu, te-am născut o vecină. Vedeți ce frumoasă ești pe cameră. Bine, da? Așa ești. Stă bine așa cu freza asta, mamă. Foarte. Și nici nu e aranjată, uite ce m-am frumoasat și nici nu e aranjată măcar. Da. Nici nu e machiată, nici nu alea. Păi nu m-am machiat în viața mea. Nu te-ai machiat niciodată? Bă, și le să-mi pala băiezul. Ia uitați, frăților, stau aici de vreo 5-10 minute și îmi zice mama, iată ce turtit e ăsta. Și zice că bă, e bău, a făcut bău. Și are numărul la mașină bău. Bă, dar mai că asta e glumeță? Nu știu când a venit, a devenit așa glumeță. E bușitul, ia uite-l. Iată și câinele veni la... A doua barieră pe care prinde să moară băieții, numai că asta e, de, nu știu, e pe jumate, e ruptă asta sau nu știu care e problema, că văd că e cam strâmbă așa. Și a doua care o prinde, băga mea și picioarele, e întârziar. Băi, m-a săturat, bă, mai apresi o barieră după aia, dar nu mai apucai să mai filmez, că trecu repede. Și acum am coadă aici în Balci, sunt la Mirila, care știe, și trebuie să ajung până la, după benzinărie încolo, mamă, 15-20 de minute fac până acolo, să moară, vete, uite-te, știu că stăm pe loc de 30.000 de ani. Vai de capul meu, nu pot să vă arăt pe unde e coada, că nu se vede, n-am cum să vă arăt, ești nebun. Hai că o săptămână asta aici. Să o iau așa, uite, pe aici, pe margini și să mă duc până la service cu mașina, că cred că nu se supără nimeni, că oricum ăștia stau pe loc. O iau așa, cu o roată până șanț și cu una pe asfalt, știi, și mă duc ajung până la aia, ce ziceți, mă bag, facem o ilegalitate de asta, ia ziceți. Saltele, băieți, și mâncare știu să pregătesc, Masterchef, am așa, două de-astea de salam, le mănânc cu tot cu pieliță, că melene să le decojesc, roșii cu cotor și castravete cu gaură în mijloc. Ați mai văzut așa ceva niciodată, doar la Ascult VG pe canal și mă apuc să mănânc, că n-am ce mânca pe aici pe la orașul ăsta, că nu e nimic la garfoniera asta, nimic nu e. Ia fiți atenă, băieți. Unde luăm aici, la stânga? Da, la stânga. Veniram în munță aici. Veniți să-l aduc pe băiatul ăsta de aici, pe domnul Roberto, îl mai știți din videoclipuri, am mers cu noi pe la Radovan, pe la alea. Adevărat. Dic liber din dreapta. Nu dai gheata, evident. Nu mai că băgai. Lasă-ți bag gheata. Hai, dă-i. Mamă, ce bine schimbă. Așa? Da. Venirăm pe aici pe munță, îl aduc pe ăsta și uite ce mișto se vede peisajul. Uite și cai pe aici, aveți și cai, să moară dacă nu. Aveți și bicicliști. Ești nebun! Oh my god, câta curba! What the fuck, my friend? What the fuck is this, băi, ești nebun! Bă, uite câta curbele astea pe aici, bă, de-ai mișto de mult, stai, e așa relaxant, nu știu să zic. Arată bine, băi, arată bine, frate, nu știu, e calm, e super, frate. Mie-mi place să merg pe aici, mai ales pentru prima dată, e super blană. Chit ca o iei curbele astea așa și e drumul îngust, dar uite cât de frumos e, frate. Ia uite cât de frumos e pe aici, să te plimbi așa. Moment cringe. Hai da, revenim. Pa încolo. Kiss. Ok, că acum ieșim din locul ăsta frumos și intrăm într-un sat și acolo nu e mare chestie, un sat normal. Ne vedem mai acolo, băieți, pop, din nou, again, everybody. Ia uite ce construiesc ăștia aici la, cum dracu zice, mă, la Baraneț, la Mirila, nu știu când dracu. Pe aici, pe lângă Balș, fac ăștia mare centură, că e Balș și aglomerat și alea, ia uite, frate. Ce aici, o groază de chestii, o groază de Pietrișanu, o groază de... Ce mai e pe aici? A făcut găuri, nu știu dacă se vede pe filmare, dar e o gaură aici, dar zici că e... Tranșeul din al doilea război mondial, că în primul mondial au fost tranșeile un pic mai mici, că na, cred că n-a avut buget. Vreau să vă arăt, băieți, cel mai șmecher, a fost luat în calcul ăsta, că e plin de muște, n-am cum să le șterg, ia uite, stați că vă demonstrez, n-am cum să le șterg momentan, că e plin de muște, da? Da, vreau să vă arăt, fraților, apusul ăsta care e super incredibil de forță, ia uite așa frumos e magnific, Magnea, dacă vezi asta, e magnific apusul ăsta, băi, așa a dus papi. Ia uite, coborăm aici, am văgăuna lui Helm, nu mai avem semnal, gata să oprești toate telefoanele. Și... Mamă, cât de frumos e. Băi, dacă ce frumos, ce frumos e să moară dacă nu. Dă-și mi-a 5-a. Sper că îmi dă-și al 3-a. Bine, am ieșit în văgăuna lui Helm. Cine știe cine e văgăuna lui Helm? Să scrie în comentarii, frate, dacă știe cine e văgăuna, ce e văgăuna lui Helm. Fabi, tu știi ce e văgăuna al Helm?
sau de unde. Mamă, stai că mă uit în comentarii să vedem. Deci vreau să vreau să-mi ziceți, fraților, ce vă gândiți la hel, dacă știți, nu e important, dar dacă vreți. Normal. Bă, vreau să vă arăt apusul ăsta mirific așa, care e super forță. Deci băi, natura e super 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 genială, super frumoasă, super extraordinară. Sora mea aici care îți dă mai capul. Tot de la mama natură. Stai, 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 stai. Stai, 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 stai. Ăsta ce face, mă? Ce? A, ăla era pe margine, mă. A, crezi că e vreunul oprit aici pe carosabil, dar mi s-a părut de la curbă. Bun, fraților, haideți că revenim. Pa, pa.